Proiectul se derulează în parteneriat cu Asociația Culor pentru Pace, cu sediul în Italia, și vizează preșcolarii și școlarii cu vârsta cuprinsă între 4 și 10 ani. Această acțiune are ca scop valorificarea abilităților plastice și practice ale copiilor prin realizarea unor lucrări prin care să-și exprime creativ rolul de agenți ai păcii. Mulțumesc pe această cale doamnei inspector general adjunct, profesor Mariana Pop, pentru deschiderea și implicarea în acest proiect și, bineînțeles, doamnei inspector Lolica Tătaru pentru implementarea acestuia prin echipa excepțională pe care o coordonează. Au fost două zile de poveste la Cluj-Napoca, ne întoarcem cu un bagaj impresionant de informații, experiențe și prietenii noi, a declarat Liliana Vârsta, vicepreședinta Asociația Culor pentru Pace România. Mesajele copiilor vor fi transmise în lume prin expozițiile care vor fi organizate în țările participante.